În 1993, la 20 de ani, Mădălina Dorin devenea Miss Galați și intra în finala concursului Miss România. Însă Mădălina era mai mult decât o regină a frumuseții. Câțiva ani mai târziu devenea director pe probleme de integrare europeană în Camera de Comerț și Industria Galațiului. Așa l-a cunoscut pe Andrew, un om de afaceri britanic care a îndrăgit-o din prima clipă în care a văzut-o. Nici nu era greu, Mădălina era plină de viață și carismă, iar englezul n-a stat prea mult pe gânduri până s-o ceară de soție. În 1999, Andrew și Mădălina Benson începeau o viață nouă în Marea Britanie. Un basm cu prințesa de România, așa cum Andrew alinta adesea pe soția lui, și cu un lord englez. Fericiți până la Dumnezeu și înapoi, recunoscători că acesta a fost atât de generos cu ei. In America, you know, we've got them. She was dancing with those girls, those eight-year-olds. And I said, if I tried to dance with eight-year-olds, I'd look a complete wally. And she did it so naturally. Basmul a durat 3 ani și s-a năruit în numai 3 zile. În noiembrie 2002, Mădălina s-a îmbolnăvit de o răceală aparent banală. Văzând că nu-și revine, Andrew a internat-o la spitalul Kettering din Northamptonshire. Deși personalul medical de acolo l-a asigurat că nu e nimic grav, Andrew era neliniștit și simțea că soției lui nu i se acordă atenția cuvenită. And I was pretty desperate that night, and yet when I phoned the hospital in the very early hours of the Saturday morning, they told me that she was settled and comfortable. I found her when she was having this heart pulmonary edema, and by that stage, you know, it was too late. La 3 zile după internare, în mod inexplicabil, Mădălina Benson se stingea din viață. Au trecut 6 ani de atunci, timp în care Andrew a luptat din răzputeri ca să afle cauza morții soției sale. S-a izbit de ignoranță, de medici și asistente care se acopereau reciproc, dar în final a învins. O instanță medico-legală a stabilit marți că Mădălina Benson a decedat din cauza neglijenței medicilor. 6 ani de investigații și 100.000 de lire sterline. Atât l-a costat pe Andrew să facă dreptate. Dreptate, țin cam mult. Dreptate nu știu dacă îi se poate face nici măcar pedepsind fizic persoanele direct implicate. Sperăm însă să măcar putem preveni cazuri de genul ăsta. I felt at the time very, very angry because I felt that I'd been deceived when I was in my lowest state of grief and shock. So that's how I felt for a long, long time. And I think coming here and having the inquest has helped to relieve that pain, that anger. Andrew Benson spune astăzi că nu are de gând să ceară despăgubiri și nici nu caută să trimită pe cineva după gratii. Tot ce și-a dorit a fost să afle cu precizie de ce a plecat de lângă el Mădălina, prințesa lui din România.